Forțăm de păcat și ne logodim cu virtutea. Asimilăm un nou mod de existență după voia lui Dumnezeu și un biorit teandric, dumnezeiesc și omenesc. De aceea Sfântul Vasile cel Mare zice: postul duce la pietate, la evlavie. Postul este podoaba cetății sau a orașului. Postul este pacea caselor. Deci prin post se realizează transformarea personală și nobilarea ființei. Prin post se înnobilează viața familială. Prin post se înnobilează viața unei cetăți sau viața socială. De aici ne dăm seama cât de important este postul și de ce trebuie să se audă cuvântul despre post și să răsune îndemnul la post ca un glas de tunet în mijlocul cetății, pe bulevarde, în laboratoare, în piețe sau într-un mall ca acesta. Aici sunt expuse mai multe feluri de bucate de post pentru ca să se arate că se poate găti și în felul acesta, dacă ai bună voință și ai dragoste pentru Dumnezeu. Postul, de fapt, trebuie să devină pentru adevăratul creștin un mod de viață care urmărește controlul simțurilor, stăpânirea de sine, reprimarea tendințelor pătimașe și direcționarea întregii noastre făpturi spre Dumnezeu.